primul nostru invitat, doamna psiholog Ana Cristina Harabagiu, psiholog clinician. Bună ziua, doamna psiholog! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Și noi vă mulțumim că sunteți alături de noi. Am văzut câteva informații esențiale despre autism, așa un mic rezumat. Și aș vrea să încep cu o întrebare care nu are neapărat legătură cu boala în sine. În România sunt diagnosticați anual circa 1000 de copii cu autism. Este România pregătită să gestioneze situația pe termen scurt, mediu și lung a acestor pacienți și a familiilor lor? Din păcate, da, sunt diagnosticați din ce în ce mai mulți copii cu autism și consider că suntem pregătiți. De ce zic asta? Pentru că sunt foarte multe asociații care se pregătesc din ce în ce mai mult. Țin traininguri pentru partea asta de a lucra cu copilul și mai ales în terapie. Bine, există mai multe tipuri de terapii și oamenii se pregătesc din ce în ce mai mult pentru acest lucru. Și mai ales și părinții, am observat. Nu doar specialiștii, ci și părinții. Părinții sunt parte din, exact, cum să spun, susținerea pacientului, o parte esențială. Cine îngrijește pe părinții copiilor cu autism, care au și ei nevoile lor? Părinții uneori își ascund la spate nevoile. Pun pe ultimul loc, cum ar veni. Da, ceea ce nu este în regulă, pentru că chiar și un copil special poate simți atunci când un părinte se pune pe locul al doilea și același lucru va face și el. Pe lângă psihoterapeut este și familia, care este cel mai bun mediu, așa ar trebui să fie, pentru părinte și pentru copil. Este tulburarea de spectru autist o tulburare acceptată ca o condiție medicală în România la ora actuală? Da, a început să fie acceptată de foarte mulți ani. Cum am spus, specialiștii se pregătesc din ce în ce mai mult în terapie, chiar și investigează partea asta de mediu și tot felul de, să zic așa, tool-uri, că nu vine în instrumente care să-i ajute să fie pregătiți pentru ceea ce urmează în lucru cu care ei. Care sunt cele mai eficiente metode de tratament aplicate pe un număr cât mai mare de pacienți, evident, adică categorii de tratamente care funcționează pe cei mai mulți dintre pacienți, pentru cei mai mulți dintre pacienți? Eu pot să mă refer și la tratamentul psihologic, dar vreau să aduc aici aminte și la tratamentul pe partea fizică, să zic așa, pentru că este practic o echipă. Da? Se construiește o echipă, îmi place să le spun și părinților atunci când vin în cabinetul meu, să le spun că fac parte din echipa mea ca psiholog, da? Clinician, care eu îi evaluez, apoi îi predau către terapeut cu intervenția specifică, dar mai face parte și pediatru, psihiatru, care trebuie să știe de condiția copilului și de situația lui. Și nu în ultimul rând, mai sunt și logopezii, kinetoterapeuții și în funcție de ce mai are nevoie copilul. Care e o tulburare cu un spectru foarte larg, are extreme și cum se integrează acești copii, acești pacienți la școală, eventual la un loc de muncă, în funcție de eficiența terapiilor pe care le traversează? Dacă eficiența este, să zic așa, bună pentru copii, iar trebuie să se integreze chiar de mici, din grădinițe. De ce zic asta? Atunci când sunt ajutați, de exemplu, de un shadow. Da? Shadow-ul ce face? Îl sprijină pe copil, îl ajută, observă. Da? Cine poate fi un astfel de shadow? O persoană poate aflată la început de drum, da? O persoană care urmează cursurile facultății de psihologie sau o persoană care se pregătește pe partea aceasta de terapie. Shadow-ul îl ajută foarte, foarte mult, incredibil de mult pe copil, deși pot zice că este mai greu să fii acolo shadow decât să fii terapeut, să zic așa. Bine, ambele sunt o... Shadow, să traducem, este o umbră. O umbră.
umbra copilului, în care știe... Un asistent, practic, o persoană care îl observă fără a interveni, presupun, în toate acțiunile sale, intervine doar atunci când este cazul pentru a-l susține pe pacient. Exact. Este de evitat intervenția imediată, după se discută cu părintele și apoi, dacă este necesar, se poate interveni, numai în cazuri, să zic așa, de un comportament agresiv față de colegii copilului. Care este vârsta medie la care această tulburare este depistată și care ar fi vârsta ideală la care ar trebui să înceapă tratamentul? Se poate descoperi, de exemplu, de la 2 ani. Dar să vă spun un lucru, că mă uitam și în jurul meu și la copiii tipici. Ce înseamnă copil tipic? Înseamnă că este un copil sănătos din punct de vedere neurologic. Copilul tipic se poate dezvolta, de exemplu, limbajul la copilul tipic chiar și mai târziu de un an. De aceea le spun părinților să nu-și facă griji, pentru că ei pot, să zic așa, reveni, ei pot recupera, da? Ceea ce, să zic așa, au pierdut sau asta au stagnat, și să ajungă la 2 ani, de exemplu, să poată vorbi conform curriculumului, să zic. Să înțelegem că simptomatologia în această tulburare de spectru autist variază nu doar de la un caz la altul, ci poate varia la același pacient de-a lungul timpului? Adică pot exista perioade de progres și perioade de regres? Da, cum am început. Deci, de exemplu, se poate descoperi la vârsta de 2 ani, 2 ani jumătate, chiar și 3 ani, da? Atunci când, în mod evident, copilul se uită la o jucărie într-un mod nu foarte, să zic așa, activ, da? Sau repetă anumite cuvinte, se numește colalie. Și are un comportament ciudat față de părinți și față de prietenii lui, atunci se poate observa, se poate diferenția un copil tipic față de unul atipic. Și cum atunci părinții trebuie să meargă la medic atunci când observă aceste modificări sau comportamente necorespunzătoare cu evoluția nofirească a copilului. Într-adevăr, atunci în momentul ca părintele să vină la psihiatru ulterior, la psihologul clinician cu documentele oferite de psihiatru. Sunt foarte multe lucruri de zis aici, pentru că este o situație, să zic așa, un pic delicată, mai ales că părinții nu acceptă de prima dată partea asta de diagnostic și tocmai de aceea eu le recomand din timp să observe evoluția copilului, de la 0-1 ani, de la 1-2 ani și așa mai departe, astfel încât să-l ajute să progreseze. Din acest motiv, pentru că părinții unor nu acceptă sau pentru că alte ori sunt excesiv de grijulii, este aceasta o tulburare care este subdiagnosticată sau supradiagnosticată în România, cel puțin? N-a zice asta. Deci nu există situații în care părinții din exces de zel vin cu copilul la psihiatru și copilul de fapt evoluează firesc sau... Părinți care se facă nu văd că există niște semne de întrebare. Sunt câteva cazuri izolate în care părinții exagerează sau din prea multă grijă probabil vin la psihiatru și spun că copilul meu are ceva. Da? Auzim de foarte multe ori lucrul ăsta. Însă cred că sunt cazuri din ce în ce mai izolate, pentru că și părinții au început să-i formeze, să citească cărți de specialitate și asta mă bucură din punctul meu de vedere, pentru că pornim de la un alt nivel de discuție. Însă, în general, când spuneam despre societate, de exemplu, mă referam la tineri cu autism care vor să înceapă să muncească. Este ușor pentru ei să găsească un loc de muncă? Sunt ei dirijați, orientați oarecum profesional? Lucrul acesta se poate face în terapie. Chiar acum ceva timp am văzut tineri cu sindrom Down, de exemplu, care o altă patologie, care erau integrați și sunt în continuare prin anumite programe care se fac prin cadrul companiilor, ONG-urilor și așa mai departe. Ceea ce mi se pare extraordinar. Înseamnă că ne îndreptăm ușor-ușor spre o evoluție firească pentru copilul atipic. Vă mulțumim o mulțime de informații interesante. În încheierea dialogului nostru, cel mai important sfat și mesaj al dumneavoastră pentru părinții copiilor cu o tulburare de spectru autist. Mă gândeam să vă zic să luați lucrurile ca atare,
să fiți liniștiți atunci când primiți o veste, să o disecați și apoi să puteți să porniți spre acțiune împreună cu copilul, împreună cu copilul vostru și în același timp să vă întăriți relația cu copilul, care este cea mai importantă din punctul meu de vedere. Atunci toate lucrurile vor veni de la sine și obstacolele prin care... Șansele unui progres real și consecvent sunt sporite. Sunt mult mai mari.